Un accident mai puțin obișnuit a avut loc în municipiul Drobeta-Turnu-Severin ieri seară. 6 autoturisme au fost implicate, dintre care unul dintre vehicule s-a răsturnat. Se pare că o șoferiță ar fi provocat acest carambol. Carambol cu 6 mașini la intersecția străzilor Alion Călăraș din Drobeta Turnu Severin. Unul dintre autoturismele implicate în accident s-a răsturnat în urma impactului. La fața locului s-au deplasat echipe de pompieri. Nu au fost înregistrate victime. Polițiștii rutieri au deschis dosar penal în acest caz. Pagubele materiale au fost însemnate, două dintre autoturisme fiind grav avariate. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul biroului rutier, care, în urma verificărilor efectuate, au stabilit că o femeie din municipiul Drobeta-Turnu-Severin, în timp ce conducea un autoturism pe strada Alion, la intersecția cu strada Călăraș, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat din comuna Șimian. Din impact, autoturismul condus de bărbat a ricoșat în alte 4 autoturisme staționate. În urma accidentului au rezultat doar pagube materiale. Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul alcool test, rezultatul fiind negativ. Față de conducătoarea auto a fost luată măsura sancționării contravenționale, fiindu-i totodată suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule pentru o perioadă de 90 de zile.